Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot, bine v-am regăsit la o nouă etalare, voi face oroscopul săptămânii care urmează pentru Zodia Berbec, ascendent în Zodia Berbec, cu tarotul, bineînțeles, pentru a vedea ce se va întâmpla, ce va fi în această nouă lună, septembrie. Pășim în luna septembrie, da, și am așa senzația că pășim într-o nouă lume. Dragii mei, înainte de toate vreau să vă mulțumesc tuturor pentru mesaje, pentru susținere, pentru că îmi sunteți alături și dacă nu v-ați înscris încă la canal, înscrieți-vă, este gratuit și în acest mod veți primi notificări pe parcurs cu ceea ce voi distribui. Haideți să vedem, să vedem, să vedem, dragii mei berbeci, cu ascendent în Zodia Berbec, ce va fi, ce se va întâmpla în această săptămână, în următoarea săptămână, pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în Zodia Berbec, cu ascendent în Zodia Berbec, pentru toate acele persoane care vor vedea acest videoclip pe canalul Luminița Tarot, ce va fi, ce se va întâmpla, haideți să vedem. Primul card a ieșit Treiul de Monede. Văd că veți munci activități cu alte persoane. Treiul de monede, văd că unii dintre voi vă veți gândi să semnați un contract sau să faceți un contract, un job, o nouă carieră care vă apasionează foarte mult și sunteți foarte talentați în ceea ce faceți. E ca și cum parcă faceți tranzacții, vânzări, cumpărări, negociații, da? Și văd că e ceva stabil, să știți, treiul de monede, foarte, ceva stabil pe termen lung. Haideți să vedem următoarea carte. Sunteți foarte bun în ceea ce faceți, foarte talentați și văd că vă apasionează acest lucru, această activitate. Treiul de bețe, văd că plecați la drum, vă gândiți să plecați la drum, să faceți călătorii chiar și peste hotare. Treiul de bețe, vă gândiți la viitor, vă plănuiți viitorul. Treiul de bețe spune acțiune. Da? A venit momentul ca tu să acționezi în această lună septembrie, da? Și văd că vei face drumuri, acțiuni, colaborări, negocieri, foarte bine, foarte, foarte frumos. Și văd foarte multe emoții chiar, vă va face foarte mare plăcere. Haideți să vedem. A ieșit 10-le de cupe. Poate dorești să pleci acasă, să te întorci acasă sau să faci o vacanță cu familia. Văd persoane oneste, persoane în care poți avea încredere, fericire, curcubeu. Văd pauză, relax sau te vei ocupa de copii, de familia ta în următoarea săptămână. Familia ta de origine poate are un rol important. Unii dintre voi poate vă doriți să faceți o familie, aveți poate doi copii. Poate aveți chiar și doi gemeni, dar văd că unii dintre voi plănuiți viitorul și vă gândiți la viitor cu foarte multă speranță și văd fericire, armonie, echilibru în casă și în familie, o poveste frumoasă. Justiția. Justiția îmi spune că v-am spus că doriți să semnați contracte, poate unii dintre voi doriți să vă căsătoriți, alții dintre voi văd că vă gândiți să luați decizii importante ce privește familia sau în ce privește jobul, cariera, veți rezolva anumite documente legale, vi se cere să fiți drepți, să fiți echilibrați, dar văd că un lucru se va echilibra în familie, în casă chiar, și justiția aici vi se va face dreptate dacă ați fost nedreptățiți, vă veți regăsi echilibru în familie, în sufletul dumneavoastră. Justiția înseamnă că veți avea parte de reușită, de echilibru, de succes, veți lua decizii importante, înțelepte, da? Și cred că și cu legea veți intra în contact în următoarea săptămână. Haideți să fac o clarificare cu Sibil, să vedem. Pentru trei de monede, să vedem, să vedem. Pentru Zodia Berbec, trei de bețe, 10-le de cupe și justiția. Unii dintre voi poate veți fi ceruți în căsătorie, da? Alții dintre voi văd că documentele legale vor avea un rol important, un adevăr, un echilibru, să văd o balanță, să vă facem echilibru chiar și în familia dumneavoastră. Unii dintre voi, nu știu, parcă mergeți la munte.
Haideți să vedem, dragii mei. Trei de monede, foarte multă putere și energie în ceea ce vă doriți, în ce privește o colaborare. Văd o reînnoire, e ca per magie, ca o magie, aici se va rezolva o colaborare, un contract de muncă sau în ce privește pasiunea dumneavoastră. Aveți foarte multă ambiție pentru a rezolva această colaborare, pentru a face activități cu alte persoane, pentru a vă urmări pasiunile și vă văd foarte energici și foarte încrezători în propria persoană și în ceea ce vă doriți și văd că veți avea foarte multă energie și putere pentru a colabora cu cineva. Și văd că și o femeie șatenă sau o femeie blondă are un rol important de la drum. Văd că veți acționa sau veți pleca la această femeie sau această femeie va veni de la drum sau vă veți întâlni la drum. O femeie are un rol important. Poate dumneavoastră sunteți această persoană care va pleca la drum. Sau văd că veți acționa împreună cu această persoană în drumurile dumneavoastră, în planurile dumneavoastră. În familie văd că veți avea parte de protecție, sunteți protejați, îngerul este aici alături de dumneavoastră pentru a vă ghida drumul, calea, pentru a vă oferi susținerea. Acest înger văd că vă oferă susținerea și confortul și protecția de care aveți nevoie în ce privește familia dumneavoastră și unii dintre voi vă întoarceți chiar la familia de origine. Și văd că va răsări curcubeul, va răsări lumina, se va face lumină în sufletul dumneavoastră dacă a fost întunecat, da? Și aici, justiția, văd că veți avea parte de ajutor din partea unui prieten. Un prieten, puteți conta pe acest prieten ce privesc contractele sau documentele legale sau în ce privesc mașina. Poate vă ocupați, vă cumpăra o mașină, veți vinde o mașină. Văd că totul va merge ca pe roate, cum vă doriți dumneavoastră și văd fidelitate, lealtate, dar și siguranță în aceste contracte sau în reușita dumneavoastră. Văd că puteți avea încredere că veți reuși ceea ce vă propuneți, să știți, și un prieten vă va ajuta, vă va sta alături, vă va susține. Veți reuși să concludeți ceea ce vă doriți dumneavoastră cu câinele aici. Haideți să vedem și o nouă casă, o nouă atitudine, da? Poate vă mutați într-o nouă casă, o schimbare de casă și vei avea o nouă atitudine, să știți, ți-am spus. Văd că vei avea mai multă încredere, vei vedea lumina, te vei simți protejat, ghidat și susținut, confort într-o nouă casă și vei avea chiar și mai mult o nouă atitudine în ce te privește. Da, și uite, bani și proprietăți, da? Aceste contracte pe care tu le vei reuși, bani, proprietăți și zice că vei câștiga, da? Și văd undeva la drum. Haideți să vedem. Dar nu fi încăpățânat, că cineva este extrem de încăpățânată și tu, Zodia Berbec, ești un pic cam încăpățânat, da? Și sau cineva este încăpățânat sau vei intra în legătură cu o persoană care nu dorește să se schimbe, nu dorește să o facă ca tine sau este extrem de încăpățânată că tu vorbești și nici nu te aude, nici nu te ia în seamă. E poate o persoană mai în vârstă care are principiile, valorile sale, are experiența sa de viață și poate crede că e mai bine, da? Și de aceea și încăpățânarea aceasta. Și văd vești foarte multe, noutăți, vin spre tine, te vei întâlni cu prieteni, vei comunica, vei primi mesaje, comunicări, va trebui să vorbești mult, va trebui, cum ți-am zis, negocieri chiar. Și văd că unii dintre voi poate veți lua chiar și un avion. Haideți să vedem ce vă spune oracolul inimii pentru dumneavoastră. Există aici o conexiune foarte intensă, uneori vă mai certați sau mai discutați, mai aprins, da, și văd foarte multă intensitate această relație. Sau poate veți discuta cu cineva mai intens în această săptămână, într-un mod mai intens, mai aprins chiar. Să știi că fiecare relație are momentul său magic pentru a fi retrezit la viață sau văd că vei avea parte de o
prospețime, de o revigorare în această relație și văd că este o uniune, uniune va avea un rol important sau poate dorești să te căsătorești sau să faci o cununie sau să te unești cu cineva, dar văd că o relație de iubire va avea o importanță în această săptămână și văd că va fi un eveniment miraculos în această relație când tu te vei aștepta cel mai puțin. Da? Deci când tu te vei aștepta cel mai puțin, această uniune va reveni în viața ta sau va deveni mai puternică, mai puternică decât niciodată. Dacă au fost probleme sau mi se pare că sunt anumite discuții contradictorii, sunteți două persoane diferite și uneori cum să spunem, vă mai atacați poate chiar, nu știu de ce. Ia uite, un angajament pe termen lung. Îți vei lua un angajament pe termen lung cu o persoană în special. Și văd o relație de succes și cred că cu această persoană ori lucrezi împreună, ori faci, ori vei colabora împreună chiar și la locul de muncă sau în ce privesc afacerile, dar este clar că ori te vei logodi sau vei fi cerută de nevastă sau de soție sau va fi o logodnă, dar oricum văd că este un angajament important care va duce la o relație de succes aici. Dragii mei, vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Nu uitați să-mi dați un like dacă vă face plăcere pentru munca mea depusă. Vă iubesc. Numai bine. La revedere. Sănătate. Doamne ajută!